Acum vreo 50 și ceva de ani am pășit pentru prima oară în școala asta. Doamna învățătoare a spus că există și un UNICEF care are grijă de copii și vă iubește și o să vină în sprijinul vostru. A venit la copiii noștri, ai comunității. Ne-a dus un pachet numit Educație Inclusivă de Calitate. Centrul acestei educații trebuie să fie copilul. Și atunci am fost formați în noi pe linie de management. Dascălii noștri au fost formați în specialitatea lor, apoi au fost educați părinții. Și uite așa, uite așa, s-au întâmplat lucruri minunate. Copiii vin la școală de plăcere, poți să înveți mult și jucându-te. Școala nu este ceva care să ne facă să batem în retragere. Am desfășurat activități de educație parentală. Aceste activități au avut rolul de a le furniza părinților informații despre cum să fie un părinte mai bun. Am învățat să mai mă joc cu ei, că și eu o spune de copil, mai ne jucăm un pic. O luăm cu frumos să jucăm cu noi. Am lucrat cu părinți din medii defavorizate. Ca să am grijă copilor cum por copiii la școală. Când vin la școală să comunic cu ei, să am grijă lor, să nu fie certuri în familia copiilor. Educația, în principal, nu vine de la școală, ci vine din mediul lor. Am învățat că oricât de greu ar fi, trebuie să vii la școală și trebuie să treci peste niște piedici pentru a obține un succes. Relația școală-familie-comunitate cred că este baza pentru reușita școlară. Orice acțiune venită în sprijinul acestor copii și acestor familii este foarte bine venită. De aceea mulțumesc încă o dată echipei UNICEF. Comerț. Comerț? Da. Vreți termin liceu sau te oprești la 10 clase? Nu mă opresc la 10. Nu te oprești la 10 clase? Nu, îmi place școala.